Roșii sunt simbolul sărbătorii de Paște și nu lipsesc de pe nicio masă. Cu toți, în prima zi de Paște, primul lucru pe care îl facem este să ciocnim ouă, nu-i așa? Ei, dar câți dintre voi știu legenda ouălor roșii de Paște? Eu cred că nu foarte mulți. Există mai multe legende care explică de ce înroșim ouăle de Paște și de ce ele au devenit simbolul învierii Domnului. Eu am să vă citesc doar una dintre ele, iar apoi am să vă spun și câteva lucruri foarte interesante despre ouăle de Paște. Se spune că de mult, în ziua când Iisus a fost răstignit pe cruce, în cetatea Ierusalimului a venit o femeie care a adus un coș plin cu ouă să le vândă la piață. Trecând ea prin oraș, a auzit că Domnul Iisus Hristos a fost pedepsit la moarte și a fost dus să fie răstignit pe dealul Golgota. Când femeia a auzit vestea aceasta cutremurătoare, inima ei a fost cuprinsă de o mare durere. Ea era cu atât mai supărată pentru că Iisus îi vindecase fiul care fusese foarte bolnav. Așa cum era, cu coșul plin de ouă și cu lacrimi în ochi, a fugit repede la dealul Golgota, unde Iisus era răstignit pe cruce și niște soldați îl păzeau. Femeia și-a așezat coșul cu ouă jos, acolo, lângă crucea Domnului, și a început să se roage plângând de durere. Ea a spus: Doamne Sfinte, Tu, care ai făcut numai bine, ai salvat oamenii de la moarte, ai înviat morții și ne-ai învățat să iubim și să credem în Dumnezeu, acum ești răstignit pe cruce între doi tâlhari. Te rugăm, iartă-ne pe noi păcătoșii și lasă-ne un semn să ne aducem aminte de suferința pe care ai îndurat-o pentru noi. Se spune că atunci când s-a ridicat de jos femeia, ouăle din coșul ei erau toate roșii, de la sângele care picurase pe ele din rănile lui Iisus. Femeia n-a mai mers la piață și nici nu s-a întors acasă, ci a rămas în orașul Ierusalim. După 3 zile de la răstignire, acea femeie a auzit că mormântul Domnului Iisus fusese găsit gol, deși era păzit strașnic de soldați și de o stâncă mare ce fusese pusă la intrarea acestuia. Cu ochii strălucind de bucurie, împărțea tuturor câte un ou roșu, spunându-le: Hristos a înviat! De atunci, în fiecare an, în Joia Mare, femeia aceea credincioasă își pregătea câte un coș cu ouă roșii în amintirea răstignirii și a învierii Domnului. Apoi le împărțea copiilor și săracilor, povestindu-le despre suferințele lui Iisus pentru mântuirea noastră a oamenilor și despre minunile pe care acesta le-a înfăptuit. Copiii ciocneau ouăle în amintirea învierii Domnului, spunându-și unul altuia: Hristos a înviat, iar femeia le răspundea: adevărat a înviat. Ei, dragi bunicuței dragi, legenda spune că de la femeia aceea a rămas obiceiul să fie vopsite ouăle roșii de Paște și să fie dăruite în amintirea patimilor și a învierii Domnului Iisus Hristos. Unele legende spun că femeia aceea era chiar Fecioara Maria, mama lui Iisus. Cât adevăr este în toate acestea, nu știu. Dar cu siguranță, dragi bunicuței, pentru toți creștinii, ouăle simbolizează bucuria învierii lui Hristos. Culoarea roșie semnifică sângele vărsat de Iisus Hristos pe cruce pentru mântuirea noastră a oamenilor. În tradiția populară de la noi, oul roșu de Paște ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de îndepărtarea răului, fiind purtător de sănătate, frumusețe, vigoare și spor. Ouăle colorate în alte culori, galben, verde sau albastru, vestesc bucuria primăverii și renașterea naturii. În cultura populară, ziua în care se înroșesc ouăle este joia din săptămâna patimilor, cunoscută și sub denumirea de Joia Mare. Se spune că ouăle înroșite în această zi nu se strică tot timpul anului.
De asemenea, oamenii cred că ouăle roșii duse la biserică și sfințite, dacă sunt îngropate în gospodărie, aceasta este ferită de grindină și piatră. La țărani mai există tradiția ca, în dimineața din Duminica de Paști, copiii să-și spele fața cu apă nouă sau neîncepută, în care pun un ou roșu, având credința că astfel vor fi sănătoși și frumoși tot timpul anului ca un ou roșu. După consumarea ouălor, cojile roșii sunt păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, crezându-se astfel că pământul va da rod bun. Cele mai frumoase ouă, copii, sunt ouăle închistrite sau încondeiate, cum se mai numesc. Ele decorează masa de Paște alături de ouăle obișnuite, dar pot fi păstrate în orice colecție de artizanat pentru că sunt foarte frumoase. Tradiția populară mai spune că ouăle roșii sunt considerate păstrătorii casei și tocmai de aceea nu trebuie să lipsească de pe nicio masă. În același timp, oul simbolizează viața eternă, fertilitatea, renașterea și norocul. Însă, nu numai la noi, la români, există tradiția legată de oul colorat de Paște, ci și în alte țări, precum Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Italia, Franța, Germania, Belgia, Finlanda, țările Baltice, Armenia sau Egipt. Dragi bunicuței dragi, de acum sunt sigură că știți pe lângă legenda ouălor roșii de Paște și o mulțime de lucruri interesante despre acestea. Vă doresc sănătate și un Paște binecuvântat. Vă iubește, bunicuță! Hristos a înviat!